Bună ziua, bună vreme, ce mai faceți, dragi oameni buni? Pa, dacă ați fost punctual, vă reamintesc că puteți da dedicații. Nu uitați, numărul de telefon este 0264-420135, scrie acolo jos, da? Puteți intra și pe Facebook, înțelegeți? Acolo, da? Vedeți la secțiunea live, TVR Cluj, secțiunea live, acolo ne găsiți pe Facebook. Bine, și telefoane, am o rugăminte la dumneavoastră. Când ne sunați pe noi, dați-vă televizorul mai încet ca să nu intrăm în reacție, știți? Televizorul să nu fie la volum, ca să ne putem înțelege. Bine, că altfel avem întârziere. Avem... Hai, alo! Doamne ajută, domnul Sergiu, să am înțeles. Vă aștept în zi sau iertăm pe ungurește. No. Vă salută bine. Da. Salutări dumneavoastră, gânduri da. Bune tuturor celor care ne urmăresc, iubite mele Ramona, precum și mamei sale din Aghireș, de fabric, doamnei Letiția Chirca, familiei zegrenilor din Ceaba, de Ghela Cluj-Napoca și condolianțe celui care chiar în aceste momente îl duce pe ultimul drum. Dumnezeu să-l ierte pe Bălune Sinulescu, vom face și noi, dar noi de totdeauna facem cu anume întârziere, îi lăsăm pe alții să-și epuizeze. Vă sărut și vă doresc emisiuni bune, domnule. Mulțumim, oameni buni, pentru că e toamnă, s-au cules strugurii, a apărut tulburelul, bată-l norocul să-l bată, uită un cântec așa ca să potrivească. Hai! Vecinu, și e mâinea creaște-i vinu. Când a vrea să bea iară, să umble până s-a să ceară. Și-a lai lai la 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 la. Nevasta lui ce frumosă, să mă cheme la e în casă. Și-a lai lai la 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 la. Trebuie să fie a mea, trebuie să fie a mea, d-ochii cap pe mână reș. Alai, lai, la, 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 la. E pica pe mână bună, eram astăzi împreună. Și alai, lai, la, 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 la. Vecina mea, când umblă vecina bea, când mere vecina bea și mă pot duce la el. Și-alai, lai, la, 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 la. Când vecinul-i beat pe-n sat, eu lângă vecina-n pat. Și-alai, lai, la, 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 la. Vecina din gămine, nu ajunge orice cine. Dă-i, Doamne, noroc în viață, că Doamne mult e mă-nvață. Și-alai, lai, la, 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 la. Și mie dă-mi sănătate și mai ștergem din păcate. Și-alai, lai, la, 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 la. Iar la bietul vecinul, fă bine și-a crește vinul. Și-alai, lai, la, 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 la. Și uscălița de vie, pe vecina dă-mi o mnie. Și-alai, lai, la, 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 la. Viorel Dodea are emoția, fiică să are examen la rezidențiat. Doctoriță, las că ea trece. Alo! Alo, Doamne ajută, domnul Sergiu. Doamne, da, da. De la Târgu Mureș, Teodor Silva, vă deranjează. Vă ascult, domnul Teodor. Doamne ajută și o zi cu bucurii la toată lumea astăzi, că o sărbătoare mare. Să dea, domnul, da. Domnul Meluțu, domnul Sergiu, mă scuzați, v-am botezat să vine Crăciunul, atunci vă dau curțelul. Nu, nicio problemă, lăsăm până la Paști. Bine. Așa, la, la putea scam mai ieftin. Da. Domnul Meluțu, am
doi foști colegi de clasă, o doamnă Marie Todor la Târnăveni, care e la serviciu Apia, da, și un domn Viorel Bleahu la Târgu Mureș, la Biblioteca Județeană, care săptămâna viitoare sărbători zilele de naștere, doamna mâine și domnul Viorel pe joi. Dacă așa aveți o melodie care să li se potrivească așa de somnate... Apoi am eu mai multe așa, dar fiți numai atenți. Bine, am eu mai multe care se potrivesc. Nu, să ne potrivim așa cum trebuie. Le potrivim, cum le nimerim, știți cum se zice la român. Bine, toate cele bune. Haideți să vă citesc și eu o dedicație. Ani Arman. Bună ziua, sunt din Cojoc. Uite, treci după casă. Ana mă numesc. Vreau o dedicație fratelui meu, Gavril, și colegilor mei de la Engels. Ăsta e un restaurant, i-a făcut reclamă foarte, foarte frumos. Să fiți iubiți. Ia mai dă-mi un telefon dacă este, că dacă nu, atenție, vreau să vă mai spun câte ceva. Când scrieți pe Facebook, am văzut duminica trecută, oameni buni, dacă vreți să vă înjurați unii pe alții, înjurați-vă în altă parte, nu aici unde avem și noi emisiunea, că dacă văd că vă mai înjurați, renunțăm la a lua dedicațiile pe Facebook. Asta, domnule, supărare, aici vreți să fie senin, frumos, aveți vreme să vă tot împungeți, bine? Bă, dacă e telefonul, mai dă-mi-l să nu mă înjure careva. Alo? Alo? Da? Bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua, hai mai cu curaj, ce n-ar de ardele, hai. Așa, aș vrea o dedicație fiului meu, da, semnat Paul, care în data de 23 noiembrie împlinește vârsta de 48 de ani. Să-i dea domnul încă 48. Așa, și nepoatei mele, Ana Maria, care în data de 7 noiembrie a împlinit vârsta de 20 de ani. Să trăiască. De unde ne-a sunat? Din Brașov. Din Brașov. Să rămână. Bine. Numai bine, sănătate. Numai bine, rău la nimeni. Oameni buni, am zis că noi mergem pe teren, că de-aia se cheamă Vine Clujul pe la noi. Acum e greu cu condițiile vremii de azi, dar mergem în altfel. Uite, cu Iosif al nostru, Iosif Ciunterei, ne ducem pe teren. Uitați-vă dumneavoastră, eu știu unde, dar nu vă spun. La Agrieș, comuna Târlișua. Hai! Femeia care iubea se scoală de dimineață, se strige gainile, pipi, pipi, porumbile. Hai pica, pica la mama, cu ochii după bageamă. Pica, pica la mamica, cu ochii după bagița, cu ochii după bagița, măi. Te apucai sfăcale, Teodora. Dar pe ce să fac? Să dau la găini. Să dai la găini. Și îi dege sfăcam alaiu, că-l mâncă fruturii mai târziu. Aici stai mălaie la mea tale? Da, sămânat? E din grădina asta. Uh-huh. Mai pune lumea mălaile, Teodora, pe mai aici? Mai pun. Nu se lasă. Nu. Tare fain, da, păi coleașă, mămăligă, cum spun domnii, mai faceți? Cum? Și ieri am făcut. Mâncare sănătoasă. Da, cum? Cu de-aia am crescut. Cu colea și cu brânză și cu jandră și cu papă și cu cotoz și cu tece. Așa o trăiți aranul de mult. Și cu urs cu brânză. Îl puneam în pânzătură și meringe pe dealul gropii. Da, păi pită de mălaie ați făcut, la Teodora, în tinereță? Câte n-am făcut. O facem caldă și mâncam cu slănină înghețată. Facem, îi zicem, malai. Mălai. A spus și câte o drabă e cărnați. Punem în el și slanină. Punem acolo aluatul ăla de mălai și coșem și atâta era de bun. Și slanină și slanină șartă în coleșă. Facem multe mâncări. Iată că de la Coleș ați ajuns la 7-7 de ai. Da, pe de la ce? De la Coleș aș vrea să mai trăiesc aii care i-am trăit atunci. Deci eu am o tânără. Ați vrea să-i mai trăiți aia și ea? Aș vrea. O fost foarte greu, dar așa a fost de faină viața atunci.
Dacă s-ar înturna roata asta, pe unde ați oprit-o, la Teodora? Unde ați vrea să o opriți, de fapt? Eu n-aș opri-o numai la țăranii ăștia care au iubit pământul și care au lucrat la câmp. Aici să nu se mai ducă oamenii din sate și din țară, să fie fiecare stabil. Oare la noi în țară n-ar putea oamenii să-și câștige traiul de zi cu zi? Dacă le-ar fi dragă munca, și la noi ar putea trai. Am o dară că să faci atâtea lucruri cum faci în celul cu țări străine. Nu e atâta bani de unde face, dar e faină viața. Fiecare să fie în satul lui, să fie cu părinții lui, că vai să arase părinții mor de dorul copiilor și la bătrâneță nu mai ai un copil să ce ține. Dă-ți duci, ajung să arase bătrâni la zil. Și vai de ei. Și la mormântare rugăți copii, nu poți veni. Mor părinții de dorul copiilor și copiii de dorul părinților. Astăzi îi. Doamne, înainte nu foie astea. Au fost casă-casă, familia-familie, tăți, unul cu altul. Le, Teodoră, văd că ai pe mine tale un costum tare, tare fain. De câtă vreme l-ai? O, de mine, cât de 50 de ani. Mine tale, ai lucrat la el. Da, păi da și mine. Eu n-am haine cumpărate, că le-am câte-s făcute de mine. Eu mă duc să cumpăr nailoane și câte de pe mine. Piață. Eu cu ce am făcut eu când am fost tânără și fată și nevastă și copilă, eu cu aia am blușoasă, cu astea m-a dus la biserică, cu astea m-a dus la concursuri, mă duc în toate părțile. Că mie astea mi-e dragi, că știu că am ușit eu pe ele, o fă greu de făcut, dar am făcut. Că mi-o fă dragă mesaria. Da nu-i copilă să horească și negruma să o mărcească. Nici un dascăl să o citească, dar nici popa să o tâlcuiască. Vine cu jupe la noi! A fost Lelea Teodora de după Casa Popii din Agrieste, Leșua. Tezaur uman viu. Alo? 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 Da! Bună ziua! Bună ziua! Mă, nu știam dacă sunt eu sau nu sunt eu la telefon. Da, vă ascult! Eu sunt o persoană din nordul Bucovinei, unde se pune harta în Cuitucma. Da! Mă numesc Vataman Radu. Da! Doresc o melodie, dacă se poate, pentru toți dușmanii mei, pentru prietenii mei, plus pentru fiica mea, Alina Ginerile Cristi, nepoții Cosmin și Fabian, da? De fiul Cătălin. Dacă se poate să cânte la televizor acum un cântic de Radu Ile, dacă aveți. Bă, nu l-am acum, dar om avea, bine, om face să avem. Bine, nu a venit zăpada până la dumneavoastră pe acolo, nu? Nu a venit la noi acum, așa e de frumos, e 16 grade de căldură în Rădăuță aici în Bucovina. Da, asta este. Bine, vedeți să nu răciți pe acolo, dar acum e cald. Nu răcim, că suntem... Nici dacă vreau, da, bine, vă mulțumesc. Uitați ce ne scriu ai noștri pe Facebook.
într-o lume de Facebook, noi nu facem excepții. Nicu Borhidan, Nicolae Borhidan, în Ardut, județ Satu Mare, ne scrie că apropo de tulburelii, bun, și am putea merge. Doamna Maria Caciuc, uite, mult succes din Suceava ne urează. Violanda Ciucă, salutări din București, să fii sănătoși. Prietenei mele, Rodica din Măgulice, Arad, să-i transmitem un cântec. Îi vom da. Hai, alo! Bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! Gheorghe de la Sighetul Marmației. Da, Gheorghe! Să facem niște dedicații. Da! În primul rând, pentru cumnata mea, pe data de 23, Glodean Maria, face o frumoasă vârstă de 55 de ani. Îi doresc un sincer și câteva mulți ani. Și o colegă de muncă, de-a mea, Tripana Ana, mâine sărbătorește ziua de naștere. Și ei doresc un sincer și călduros la mulți ani. Și pentru prietenul meu, Imi Gaspar din Reșița și Petrica Ardelean din Baia Mare, cu surorile lui din Sighet. Sănătate multă, domnul Vaida. De numai la prieteni ai zis, colegi, dar la vecine nu te-ai băgat, Gheorghiță. La vecine nu știu dacă urmăresc vecinile. Ține minte, vecina de lângă tine toată ziua îți prinde bine. Mulțumesc. Așa, domnul Vaida. Mulțumesc. Multă sănătate vă doresc. Toate cele bune. Ia, hai să vedem. Era să uităm de nănași. Hai să vedem ce ne propun ei. Hai. Venim la Bistrița cu Florina Bălan. Aha. Stai un pic, am fac eu legătura, mă, la Bistrița, sprunele alea, mă, Bistrița. Alea care... Ai, mă, ia-s o horincă din prunele alea, mă. Ai gustat-o, dumneata, a? Păi de capul meu. Fătuc, asta zice că a luat premiul întâi la festivalul Strugurile de Aur. No, am un neafi rău că mă țin că o încurca horinca cu Dinu. No, să o ascultăm și pe aia, să vedem cum a fi cu prunile alea. Bine, hai! Să-mi vezi ocii și să poți noaptea dormi, la 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 la. Că așa socii miei și verzi, când te uiți în ei te cerzi, cât e leză și tu le crezi, la 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 la. Poci că mine opre multe verzi, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Că-s făcut să nu greșească, când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. Nimănui și mie nu vrei să-mi spui la 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 la. Dar să știi, bădiță, bine cu mine, nu te pot spune că nu-mi pun mintea cu tine, la 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 la. Poci că mine opre multe verzi, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Că-s făcut să nu greșească, când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. Joc, bade, când mă iei, te uiți numai în ochii miei și-ai dat lume pentru ei, la 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 la. Nu ești tu stăpân la lume și-a mea inima-mi spune că grăiești numai să sune, la 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 la. Poci că mine opre multe verzi, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Că-s făcut să nu greșească, când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. La câți vin sara la gardă, la 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 la. Mi-o făcut măicuța ca să văd cu ei lumea și unie mi-e dragostea, la 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 la. Poci că mine opre multe verzi, ca bradul din la munte și ne vede să nu-i uite, bade, bădișor. Că-s făcut să nu greșească, când aleg și să iubească, nimeni să nu-i șeluiască, bade, bădișor. A, deja Florina e studentă la Cluj, azi la noi. Alo!
Alo, salutăm, domnul Vaida, Eugen Pistol vă deranjează, de la Orăștie. Băi, de la Orăștie, să se știe, domnule. Așa, da. Așa. Mă bucur că ați reluat emisiunea. Mulțumim frumos. Sunteți deosebit pe ecranele noastre. Eu acum sunt în județul Alba, la mine, la țară, la Cheile Cibului, în spatele Zadnei. Aha. Și profit de ocazie odată să vă felicit. Mulțumim. Și conducerea televiziunii că și-o permis și o dorit ca să ne îmbucure și pe noi, să ne bucure sufletul alături de dumneavoastră. Și pentru că cuscrul meu de la Făgăraș, preotul Nicolae Vasu, săptămâna trecută a împlinit 74 de ani, următoarea emisiune să-i o dedicați lui. Băi, eu dau. Auzi, îți mai aduce aminte, Eugene, că și tu cânti, solist de muzică populară, Eugene. Română, auzi, da. Ți-aduce aminte cum ziceam, vezi, că dacă ești bărbat, ești Eugen Pistol, că dacă erai femeie, erai... Mitralieră. Eugenia Mitralieră, da. Te pup, Eugen. Țin minte. Toate cele poate bune. Poate mai faceți câte ceva, adună, să ne mai adunăm, să păi ne mai vedem. Acum să termine cu nebunia asta și ne am întâlnit, bine? Da, da. Bine. Sperăm, ajută, cele bune. Doamne, dă cât e ceasul. Să nu uit. Uite, vreau să citesc o dedicație, zice, dinspre Lili Trandafir, din Bacău, înspre băiatul dumisale Andrei. Andrei a împlinit 17 anișori. Să trăiască, să înflorească, cum se zice și la nuntă. Hai mai dă-mi un telefon, că după aia vreau să vă adun ceva. Alo. Bună ziua, vine... Da, da, vine Clujul pe la dumneavoastră. Spune, sunteți în direct. Am onoarea să vă salut, domnule Sergiu. Alo, nu vă aud. Ziceți, dați-vă televizorul mai încet, că vă aud acolo, nu-i bine. Dați televizorul încet și vorbiți cu mine numai în telefon. Da? Am onoarea să vă salut, domnule Sergiu. Da. Nerul Lugojan vă deranjează. Bă, ascult dedicațiunea. De la Tătărești, Hunedoara. Da. Aș dori să dedic emisiunea de astăzi la fel colegilor de școală militară de oficieri activi Sibiu 15-12 Arma Infanterie Promoța 81 comandant de pluton Aldea Beorel, un pic mai mic cu 3 ani ca dumneavoastră. Da, deci vă erați mucoș, pe. Da. Da, da. Da. Bun, mă bucur că vă aud din nou și vă urmăresc acum fiecare duminică. De duminica trecută am sesizat numai că sunteți pe TV. Foarte bine! În fiecare duminică la 13:30, da. Pont, cum se spune în Ardeal. Bine? Am notat, domnule. Bine, la revedere! Stai să văd. Mulțumesc mult, multă sănătate, Doamne ajută! Toate cele bune! Uitați aici ce zice. Vă salut din Milano! Doresc o dedicație scumpei mele soții. Da. O melodie cu nevasta mea, vă rog. Remus Bogdan. Aici ne-ai cam încurcat, dar noi o să dăm dedicația. Și dedicația este, care crezi că este? Uitați-vă cu atenție să vă aduceți aminte că și înainte de 89 a fost ea epoca de aur, dar am avut voci de aur. Aur nu știu cât am avut. Hai! Mea e nou și
recunoscută, ce să mai vorbim. Angela Moldovan, să țineți minte, ea este născută în Chișinău, de fapt în Ignești, în Orhei, dar a crescut în prima parte a tinereții și a petrecut-o în Ardeal, începând de la Timișoara, Cluj, deci liceul l-a făcut la Beș, examenul de la liceu l-a dat la Bistrița. S-a căsătorit cu al doilea soț, este Victor Moldovan, cel care se trage de la Zlana. De la Zlana. Bă, o să mă mai spun mai multe, hai că iau telefonul. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Vă ascult. Octavian, e Târgu Mureș la telefon. Da, un pic mai tare, domnul Octavian, așa mai frânjos. Octavian, de la Târgu Mureș la telefon. Da. Aș vrea o dedicație pentru familie. Da. Nu vă ascultați la televizor, dați televizorul mai încet, că altfel vorbim numai în pauze. Da. Am oprit, da. O dedicație pentru familie, vă rog. Bine, gata. Așa. Oameni buni, am zis despre Angela Moldovan că și-a petrecut prima parte a tinereții în Transilvania. Noi suntem foarte legați de cei care trec, cel puțin noi, în emisiunea asta. Nu ne enclavizăm nici măcar folcloric, cum ați văzut, dar noi suntem legați de oamenii care au avut cât de cât o tangență cu Ardealul. Păi cum să nu fim legați? Că uite, o să avem o surpriză acum și o să vi-l prezentăm, sper că ne deschide ușa, pe Paul Surugiu al nostru și pe Fuiegu al tuturor românilor, și de aici și de peste graniți. Alo? Îmbrățișez de la te pup, Purești. Paul, te pup! Ce auzi, faci? Dragule, salut tot Ardealul, da. Pentru că eu sunt născut acolo și de fiecare dată când vin la Cluj, nu am cum să nu mi-aduc aminte de copilărie. Așa că îi rog pe colegii tăi, pentru că am basca asta în cap, să scrie Paul Surugiu Fuiegu, că lumea nu o să știe cu cine vorbești. Da, eu tot zic Paul Surugiu și ei scriu Fuiegu. Trăim în simbioză. Îți mulțumesc pentru invitație. Vreau să știi că atunci când am ocazia te urmăresc. Și de ce te urmăresc? Pentru că mă uit doar la posturile TVR-ului, care sunt, cum să spun eu, de înaltă ținută, și vorbeam aseară cu prietenii mei, pe care nu i-am văzut de vreo 5 ani, au venit în țară și le-am spus, măi, la TVR, că e TVR Moldova, că e TVR 3, 2, Cluj, ce vrei tu, la TVR, în permanență, da? Mă auzi? Da, te aud, zi înainte, chiar la dacă TVR, nu să ne vedem, zi înainte. Da. La TVR întotdeauna poți să te uiți cu copilul tău de mână la televizor. Corect. Că nu este rușin. Deci nu o să auzi măscări. Da. Da, așa este. Auzi, știi de ce te-am sunat în primul rând? Băi, Paulică, da. Noi știm... Te rog. În primii ani după Revoluție, când tu erai mai tinerel, micuț, era Hrușcă. Bă, după aia ai preluat tu, cum se zice, ștafeta și nu ne putem închipui Crăciunul fără Fuiegu, fără Paul Surugiu. Zi, anul acesta, faci cumva ceva de Crăciun. După cum ai văzut, lucrurile încep așa puțin câte puțin să se relaxeze. Aha. Până mâine, deja de o săptămână, mă tot gândesc în ce orașe să mă duc, pentru că trebuie să fie sălile puțin mai mari, da, ca să prindem măcar 30 sau 50%. Da, da. Voi fi deja în 6-7 orașe ale României, îmi doresc să cânt de Crăciun pentru publicul meu. Da? Mi-am programat, dacă vrei, și câteva localuri mai mari, care sunt, cum să spun eu, de 700-800 de persoane, ca să putem strânge măcar 250-300 de persoane. Adică ca să... Da. Să respectăm legea, cum zic ăștia. Să respectăm legea, totdeauna am făcut lucrul acesta cu simț de răspundere și eu îmi doresc anul acesta să pot să colind oamenilor, pentru că îți dai seama că anul trecut am stat în casă închis, da, nu? Așa, păi de-aia și deci întreba. A fost o perioadă extraordinar de grea, îmi doresc să ajung peste tot în România, acum să vedem în care orașe, până marți pe pagina mea, pe Paul Surugiu Fuiegu, pe Facebook, voi pune exact locurile în care voi participa în orașele mari. Dar spune-mi, ai vreun clip în lucru acum? Ce faci acum? Păi în momentul acesta îți dai seama că nu mi-e ușor. La TVR2 eu am în fiecare duminică emisiunea Drag de România mea și nu mi-e ușor pentru că stăm și la montaj, da, avem filmări, nu știu, da, ce. Vreau să-ți spun că, culmea, vorbim de Ardeal și la ora 15... Astăzi la ora 15 pe TVR2...
gala Drag de România mea, are invitați unul și unul din Ardeal. Deci gândește-te că va fi Maria Marcu la mine azi. Ai bat-o binele! Băi, îți dai seama, Maria Marcu a cântat la nunta părinților mei la Clubul Cimentul la Turda, mă. Ai, dai seama. Bă, Paul, Maria Marcu va fi astăzi, va fi Cornelia Archiudean, Ardelean din Bistrița. Alexandru Pugna, oameni minunați. Alexandru Pugna, Angelina Timiș-Lungu din Maramureșul istoric, Polina Gheorghe, Zorina Bălan, vor fi mari artiști în platoul Studioului 3 astăzi la Televiziunea Română, așa că să vă uitați la TVR2 de la ora 15. Bine, Paul! Perfect! Mulțumesc! Mai ce vorbim. Vreau să-ți mai spun, pentru că suntem între colegi, să zic așa, vreau să-i salut pe toți colegii de la TVR Cluj. Îmi aduc aminte că eram copil când am debutat acolo și pentru că vorbim despre TVR Cluj, vreau să spun că cea care a difuzat prima dată o imprimare cu mine la TVR Cluj, în studio, este Sava Negrean Brudașcu, pe care vreau să o salut și o îmbrățișez la ora aceasta. Și ca o exclusivitate, vă spun că în noaptea de Revelion faceți Revelionul cu noi, pentru că am filmat Revelionul la Circul Metropolitan. Circul împlinește 60 de ani anul acesta și Televiziunea Română 65, așa că va fi o coproducție între Circul Metropolitan București și Televiziunea Română. Așa că de Revelion faceți Revelionul cu noi la TVR2. Bine, te pup, Paul, toate cele bune! Băi, și când vii pe acasă, nu ne ocoli! Păi, dar vin de fiecare dată și chiar mi-aș dori să vin să văd studiourile voastre. Vă îmbrățișez pe toți și pe toți ardelenii mei dragi! Te pup! Te-am pupat, pa! Oameni buni, păi acum dacă am vorbit cu Paul Srugiu Fuego, uite, vi-l și oferim. Ia să-l vedeți într-o chestiune elegantă pe versurile deosebite ale lui Nicolae Dabija. Foarte faine. Hai! Ce bine a fost când a fost rău, muream pe atunci de dorul tău. Era un timp care a încăput viața și moartea într-un sărut. Era un timp care a încăput viața și moartea într-un sărut. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Totul pe atunci părea nespus și frunzele cădeau de sus și timpul blând curgea înapoi, iar Dumnezeu ținea cu noi. Și timpul blând curgea înapoi, iar Dumnezeu ținea cu noi. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Totul e așa firesc, nu mai urăsc, nu mai iubesc, nu mai bocesc, nici nu mi-i dor, nici nu trăiesc și nici nu mor. Nu mai bocesc, nici nu mi-i dor, nici nu trăiesc și nici nu mor. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Azi nu mă sting de dorul tău și sunt bătrân ca Dumnezeu, gândind la
acele vremi divine. Ce bine a fost când n-a fost bine, gândind la cele vremi divine. Ce bine a fost când n-a fost bine. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Ce rău e azi când este bine, când nu mai mor de dor de tine. Nu zic cântări și nici suspine, dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. Dacă am greșit, Tu, Doamne, zi-ne. La a fost Fuego, Paul Surugiu al nostru. A reținut, va face concerte, turneu de sărbători de colinde și la ora 15, când terminăm noi, noi terminăm la 14.55, la 15, pe TVR2, încep ei de la București o emisiune cu ardele de-ai noștri. No! Dă-mi telefonul, alo! Alo! Da! Bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! Sunt Jenny de la Măgură Cătău. E, bată-te binele, Jenica. Chiar pe vârful dealului ai urcat acolo. Da, da, chiar acolo. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți să o puneți o cântăreață, Alina Ceuca cu... Da, de la Bistrița. Extraordinară. De la Bistrița, Alinuca. Da, da, da. Da. La râul multor dureri, eu priceasnă deosebită, da, și o știu. Dedic familiei mele și tuturor consătenilor. Măi, mă uit și să multă văd ce... sănătate, da, și iertare de păcate. A, stai, mai greu așa cu noi să ne abținem. Bine, te-am pupat, stai că mai citesc de aici și dau un cântec frumos. Ne scrie Dorina Senchea. Bună ziua, vă scriu din Bacău. Doresc o dedicație nepoțelului meu, Andrei, aflat în Germania. Ne mulțumește Ani Cariga. Uitați-vă acum la televizor. V-am spus că nu ne enclavizăm nici măcar folcloric, nici regional. Și pentru că 65 de ani bate televiziunea română, în 65 de ani a muncit, domnule, n-a stat. Uitați-vă o probă. Ha! Yeah.
Anda Călugăreanu. Acum, n-am noroc, nu vă gândiți la dumneavoastră. Puteți să vă gândiți la cine vreți. Mă gândesc și cântă domnul Chițu acum. Pam, pam, alo! A văzut, am zis Chițu, n-am zis Chițu, atenție. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua! Mirabela, sunt de la Grebenișul de Câmpie, județul Mureș. Da! O dedicație aș dori pentru copiii mei, care recent au avut zilele de naștere, să trăiască, să fie sănătoși. Da! Și pentru toți colegii de la Neurologie, un spital clinic județean de urgență Mureș. Sănătate și multă putere de muncă și pentru dumneavoastră, bineînțeles. Să le dea Dumnezeu, domn. Așa, băi să nu uit, dați că era să uit. Mâine începe să studieze o nouă promoție la școala de agenți de poliție de aici, din Cluj. Azi, la orele 12, iau un caz armat, pe aia care au reușit. Transmit succes directorului acestei școli, comisarul șef doctor, Liviu al nostru, cum îi zicem noi, un om deosebit, oltean atenție, dar ardelenizat, colegilor săi din comandă, tuturor succes, părinților, nu fi supărat, că e bine acolo. Lasă. Acum comandantul e în concediu, până vine, numai bine, învață cei de acolo să meargă în picioare. Alo, ia mai dă-mi un telefon dacă ai. Dacă nu ai, dau eu acum. Așa. Să nu uit. Sergiulică, îmbătrânești și îmi pare rău. Era să uit. Trebuie să mulțumim și mulțumim din tot sufletul sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios de aici, din Cluj. Alo? Alo, bună ziua, domnule Baida. Bună! Stefan, era fel după de la da! Iar dau dedicate pentru tot sărbătorile de astăzi, să fie de doi la multă, multă sănătate, pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră, pentru tot respectatorii, băi, dacă aveți o melodie cu Elena Pane. Auzi? Dar dacă tu îmi spui mie ce sărbătoare religioasă astăzi, că și până m-au luat la întrebări, Dani? Asta este intrarea Maicii Domnului în biserică. Bă, gata, îți dau. Ai zis, ai știut? Bravo! Să se taie... O zi plăcută, Doamne ajută, Domnul. Să se taie 100 de păcate. Te-am pupat. Doamne ajută! Doamne ajută! Cât e ceasul? Uite să vă citesc de aici. O zi bună din Dâmbu, Mureș. O dedicație părinților mei, fratelui meu din Mureș și vecinei mele, Mariana, care v-a descoperit și vă urmărește în fiecare duminică. Uite, domnule, m-a descoperit, alții nu m-a prins. Ana Sărmășan scrie, Ana Cariga ne felicită și zice așa, iubim Ardealul, sunt oameni minunați, toți ardelenii, am cumnații în Cugir. Salut ardelenii și prietenii mei din Ardeal. Eu îi salut pe toți care pe unde vor fi. Viorica Soponar, felicitări pentru emisiune, domnule Sergiu, hai că mai citesc încă una, tot felicitări de la Mariana Dezmirian. Acu, pentru că știu că stați așa mai liniștiți, calmi, lașa, niugot, ca să vorbim și în latina de Ardeal, la masă, ia uitați-vă acolo cu atenție și trageți și învățături. Hai! De la slujă treci la 3. E 3:30. Mă ne-a stat până acum. Doar în stația de tramvai și cât am luat un ziar. Te pomenești că ești milionar. De-ai apucat să arunci banii pe ziare. Sau ai luat ăla care zice sexe balamuc? Nu, pe ăla îl citesc de la fie mea. Atunci în altă parte unde ai stat? În tramvai. În tramvai n-ai stat, ai mers. Ai văzut că minți? Nu mint. Tramvaiul a mers. Eu am stat. Da? Și dacă ai știut că te aștept la masă, de ce ai stat? Dragă, dragă, întreabă pe tot. Am venit în tramvai cu Radu, cu Cornel, cu Vasile, cu Elvira. Da, da, a? Care e Elvira? De la registrator. Și ce cauți tu cu Elvira de la registratură? Păi, dacă vine și ia cu tramvaiul 12? Și alt tramvai nu poate să ia? Numai cu tramvaiul tău poate să duc acasă? Păi, dar nu e tramvaiul meu, dragă, e tramvai public. Ce vină am eu dacă pe ea o duce numai tramvaiul 12 acasă? Acasă la cine? Acasă la ea. Și de ce mergi tu cu tramvaiul care duce acasă la ea? Bine, dar tramvaiul ăla duce și acasă la mine. Ascultă să-mi spui ce-i cu Elvira asta, unde stă? Aici, prin cartier. Și cine a dat casa aici prin cartier? Primăria. Și primăria n-a știut că tu ești însurat? Păi da,
Nu mi-a dat mie, i-a dat ei. Cum ți-a dat ție? Dar ție cine ți-a dat casa aici? Primăria. Aha, asta zic că v-a dat amândoi. Ție pe lângă ea și ei pe lângă tine. Să faci cerere. De ce? Să o mute. Cum o să fac cerere, drag? Cum o să fac cerere? Nu am niciun motiv. Pai? Bine, atunci să ne mutăm noi. De ce să se mute ea? O să zic că prefer să te muți tu în loc să se mute ea. Te pomenești că te muți la ea. Cum o să mă mut? Cum o să mă... Aici e casa noastră. Păi, dar chiar tu ai spus că te muți. N-ai spus? Nu, criminalule. Vrei să mă lași singură de Sfintele Sărbători? De dragă, te rog din suflet să taci un pic. 5 minute! 4, 3, 1 minut! 1 minut! Taci un pic și dăm de mâncare. Cât e 1 minut? Tic-tac! Și-a trecut. Era și un cântec. 1 minut, tic-tac, și-a trecut, tic-tac. Cântecul nu spune tic-tac, ci tic-tac. Așa, 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 hai să-l cântăm împreună. 1 minut, tic-tac eu, și 1 minut, tic-tac tu, și în timpul ăsta îmi dai de mâncare. Eu nu tic-tac până nu-mi spui ce-i cu Elvira. Și așa, n-am nimic cu Elvira, n-am nimic. Eu te-am pe tine. Dacă mai e pe mine, de ce vii cu ea în tramvai? De ce nu vii cu mine? Păi, tu azi ai rămas acasă. De unde era să te iau? Păi, dacă mă iubești, vii și nu iei de acasă. Cum, dragă? Adică să plec de la slujbă, să vin să te iau pe tine de acasă, să mă întorc iar la slujbă și pe urmă să vin iar cu tine acasă? Dă-mi, dragă, de mâncare. Bine, să știi că este ultima oară când îți dau de mâncare. Mai și speriat cum vorbești. Cu 15 nu putea să vină acasă. Cine? Elvira. Mănâncă, se răcește. Câți ani are? Cine? Elvira, mănâncă, se răcește. E mai frumoasă ca mine? Cine? Elvira. Mănâncă, se răcește. S-a răcit, nu mai mănâncă. Îmi face rău. Nu mai mănânci? Nu. Bine, am înțeles. Ai mâncat în oraș. N-am mâncat, dragă, în oraș. Dar sunt sătul. Mă rog, și atunci ce mai mănânci? Ziceai că faceați niște prăjituri cu dulceață de zmeură sau cu dulceață de caise? Am făcut și cu smeură și cu caise. Bravo. Dă. Nu-ți dau de caise. M-a costat foarte mult. 2000 de lei rețeta. Dă-mi ce vrei tu. Bine. Poftim. Dacă mănânci repede, vezi? Au fi fost cu dulceață de caise și nu i-am scos sâmburile. Hai de mine, hai de mine, hai de mine, hai de mine. Ți-e mai bine? Mi-e mai bine. Păi acum că ai terminat de mâncare, spune și mie, de când citești tu ziarul ăla, Sexy Balamuc? Da? Notați și abordați. Eh. Și nu uitați, vă rog frumos, atenție regia, că sunteți pe TVR3, unde urmăriți în transmisie directă de la Cluj o nouă ediție a emisiunii. (Fie)
Așa, că la jură. Alo? Alo? Da! Trai bun, domnul Vaida! Asemenea! Gânduri bune de pe Valea Ronișoarei, din Maramureș, din partea lui Vasile Boiciuc Rogneanu. Băi, Vasile, am primit CD, uite, ăsta e al tău, Radu, arată-l, să-l vadă că e al lui, ia uite-l. Am primit CD-ul, băi. Zi! Ia uite. Am vrut să mă conving și vă dau vestea că până la finele acestui an... Da. Mă bucur. Acolo este transpusă și așezată munca mea făcută cu, în perioada anilor 92-94 cu marele redactor de radio și televiziune Dumitru Buzoianu. Da! Și vă dau vestea că se finalizează și al doilea volum cu colinde ucrainene din Maramureș. Da. Primul mi l-a lansat dumneavoastră, m-ați invitat în studio de Crăciun ucrainean. Da, da. Și am finalizat eu ăla, bravo, așa cum cânt, am finalizat și primul volum cu cântări bisericești ucrainene. Bine, deci bă, Vasile, tu românești, da, ești Vasile, iar în ucrainean ești Vasea, da? Da. Da. Bine, te pup, bă, mulțumesc de telefon. Te-am pupat. Numai bine, succese, mă bucur că ne revedem. Cele bune. Oameni buni, nu mai pierde vremea. Ia să ne ducem noi la Brașov să-i mulțumim domnului Nicu Albu, că era Oberstruder la Aru, când ești Brașov, zice Aru. Acolo am filmat noi, îi mulțumim. Ia uitați-vă. La Cerbul Carpatin să mai bem un pic de vin. Alo? 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 Da! Vă ascult! Auziți? Sunt un Arad. Da? Și aș vrea să-l ierte Dumnezeu pe Benonestin,
Dumnezeu să-l ierte, să odinească. Duminica viitoare o să-i acordăm și noi un medalion. Acum îi lăsăm pe alții, mai răsăriți. Da. Da. Dacă s-ar putea să-mi dați o melodie cu el. Vă mulțumesc de telefon 1. 2. Duminica viitoare dăm. Cum ai lăsat pe alții. Pricepeți noastră. Bine? Bun. Deci dați-vă televizorul mai încet, că de-aia nu vă auzam bine. Așa, ia să vedem ce mai scrie aici. Așa. Antoneta Berteșteanu. Bună ziua, vă urmăresc cu mare drag de la Colțea de Brăila. O emisiune de nota 10. Mulțumim! Teodor Silvaș, felicitări domnule Sergiu, merge mai departe. Violeta Iliesi, bună ziua, vă urmăresc cu drag din Bucovina. Ani Cariga, super, doamne ce muzică, stați că mi s-a pus aici pata. Era mai de mult, mii de mulțumiri că ne răscoliți trecutul frumos. Ce mai viață, acum numai tristețe, tristețe și iar tristețe. Lăsați că venim noi și mai înlăturăm din ea. Când vă uitați duminica între ore jumate asta, 13:30 și 15, mai uitați de necazuri. Ați fost la Sfânta Biserică, așa, veniți la noi și după aia vă mai, cum se zice, revigorați. Hai să vă câte ceasul. Hai că mai iau un telefon dacă este Dani. Să nu zică că-i mânc bănuții. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Din Mureș vă sun. Da? Aș vrea o melodie veselă cu Lavinia Gostea, dacă aveți. E, azi n-am, dar o să am cu Lavinia. Am avut într-o emisiune trecută, țineți minte, da. Bine, mulțumim. Bine, mulțumesc. Cele bune. Oameni buni. Gheorghe Gheorghiu. Nu cred că este român să nu-l cunosc. S-a căsătorit, s-a recăsătorit în America. Și este un tip consecvent. Pentru că vorba lui, unde dragoste nu e, nimic nu e. Hai! Au fost o vreme împreună și aveau atâtea zeci de gânduri să-ți spun povestea lor iubito, dar tu citește-o printre rânduri. Ar fi trecut neluați în seamă cu traiul lor cel fără vină, chiar dacă eu știam că ascunde și fantezie și rutină. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Călătoreau acești doi tineri prin anotimpuri efemere, de la prieteni, de la rude, luau duminici cu împrumut. Știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu.
Să-i urăm și noi casă de piatră lui Gheorghe Gheorghiu. Oricum, deja este dumnealui acolo în America, peste baltă, acasă, e numai acasă. E, uite unde am bătut noi la ușă acum, o să înțelegi dumneavoastră, dar un pic mai încolo. Am bătut la ușă și ni s-a deschis acasă la doamna Maria Dragomiroiu. Hai să vedem. Alo, să rămână! Bună ziua! Hai, ce frumoasă sunteți, doamna Dragomiroiu! Bun, gata! V-ați umplut de invidii feminine, precisă. Da, auziți? V-am sunat că știm că ați fost și dumneavoastră peste baltă plecată cu soțul. Da? Ați fost în America, da? Da, sigur că da. Păi da, am avut acum le spunem oamenilor cu ce ocazie. Ia spuneți-le dumneavoastră, că asta e surpriza. Că la nunta asta lui Gheorghe Gheorghiu... Da. Am avut un mic turneu, dar cel mai important este acest eveniment extraordinar care a fost cununia religioasă a lui Gheorghe Gheorghiu, iar eu și soțul meu, Bebe, suntem nași, am fost nași și suntem foarte fericiți. Felicitări, adică în România se spune sponsori în România. Vedem acolo, uitați, sunteți cu Fina, da? Cu Fina, da. O, și uite pe domnul Bebe. Domnul Bebe, ce prosperi. Cred că nu dăduse bani aici încă, da. Plecam de acasă, suntem aici. Aici sunteți acolo la biserică, cred, da? Da, în biserică, da. Da. Pregăteam să dăm ocol, să dăm ocol. La Isaie dănțuiește, da. Așa cum este obiceiul, este datina. O, și uite-vă aici, da, la biserică. A fost lume multă. Foarte multă lume și faptul că au venit nu din obligație, au venit pur și simplu ca prieteni adevărați, pentru că se simte asta pe fețele lor, a fost un eveniment extraordinar, chiar nuntă de suflet românesc. Auziți, dar Gheorghe a cântat, Gheorghe al nostru, a cântat? Sigur că a cântat. Păi a scăpat de noi, n-a putut să scape până n-a cântat unde dragoste, nu e nimic, nu e. Păi asta este, da. Dar auziți, e drept, ați plâns când ați auzit cântând? Hai, spuneți drept. Da. Eu m-am emoționat, de felul meu sunt o fire emotivă. Și, ca în general cum sunt toți artiștii, da. Dar m-a impresionat și știind și povestea lor, a lui și a lui Gabi. Și așa, noi fiind nași și pentru că Dumnezeu a îngăduit să fim acolo lângă ei în acele clipe minunate și el cântând unde dragoste nu e. Deci, nu știu, așa am simțit atunci și eu sunt un om foarte sincer. Da. Și curat, un suflet curat și asta am simțit, asta am făcut. Am plâns de drag pentru bucuria lor și a fiților viitoare. Da, doamna, ascultați-mă un pic, nu pot să nu pun întrebarea asta. Nu, e cam indiscretă. Cum o cheamă pe mireasă? Gabriela. Gabriela, da. Dar știți ce vă rog? Spuneți-mi Maria, că mă simt mai bine. Așa, doamna Maria. Maria. Atenție, Maria, dragă, este adevărat, e patroneasă, că România asta vor să audă. Asta vor să audă, știți. Așa? Da? Restaurante, chestii. Ea este patroana singurului restaurant românesc, de fapt adevărat, care este în New York, Romanian Garden. Și este un om extraordinar, un om cu ardeleancă de aceea, de 7 stele, nu de 5. Și ardeleancă. Băi, toți mi le fură pe asta, Maria, dragă. No, te-am pupat, nu te mai rețin, că parcă văd că trebuia să plecați undeva și v-am încurcat programul un pic. No. Trebuia să mâncăm și am mâncat repede ca oltenii. Nu-i nimic, în picioare. Lui domnul Bebe să-i dați un par de pălincă în contul meu. Am să-i dau că am pălincă de la Vărul Săndel, să știi, și de la Plăduța lui ne-au trimis și avem pălincă și sărbătorim și vă rog să acolo ce zic eu în cântecul acela al meu, da.
Așa să fie. Așa. Da? Da. Este un videoclip foarte frumos și să le dea Dumnezeu sănătate și lui Gigi și lui Gabi, să fie sănătoși și această perioadă, că de aici încolo totul se bazează pe încredere, pe prietenie și pe armonie, că asta este. Avem nevoie să nu fim singuri, și atunci când ești cu cineva de care ți este foarte drag și formezi un public extraordinar, viața este minunată, oricât ar fi ea. V-am pupat, să rămână, salut pe domnul Bebe, pe toată lumea care ne-a ajutat. Cele bune, duminică frumoasă, și fugiți la televizor, că cântați. Nu vreau să vin la Cluj, abia aștept să vin și eu la Cluj, că n-am mai fost de mult, să vin, că mi-e dor de Cluj. Bine, când se deschide lumea, v-am chemat. Te-am pupat, Maria. Pa! Gata! Ura! Am pupat-o, duminică minunată! Să rămână! Oameni buni, păi ia să o vedem pe Maria cântând. Hai! Am iubit întâia oară, eram numai foc și pară, și credeam în gândul meu că l-am prins de picior pe Dumnezeu. Dar n-a fost așa să fie, totul a fost ca o beție. Sufletul meu greș a dat, greu mi-a fost, totuși nu am renunțat. Am iubit și am să iubesc, jur, în orice dimineață. Călugăresc, vreau să știu că trec prin viață. Am iubit și am să iubesc, cred că asta-i legea firii. Râd, omule, și trăiesc doar la flacăra iubirii. A doua oară mi-este inima ușoară, fericirea mi-a zâmbit prin doi ochi mari și plini de infinit. Dacă noua mea iubire ar fi o dezamăgire și din rai ar de-aș cădea, nici atunci de iubit nu m-o-i lăsa. Am iubit și am să iubesc, jur, în orice dimineață. N-am să mă călugăresc, vreau să știu că trec prin viață. Am iubit și am să iubesc, de seară sau dimineață. E păcat ca să poftesc, când e viața cu dulceață. Dragostea e floare rară cu miros de primăvară, și oricât aș suferi fără ea, Doamne, ce sărac aș fi. Dragostea e floare rară cu miros de primăvară, într-un cântec o prefac de iubesc, lumii niciun rău nu fac. Am iubit și am să iubesc, jur, în orice dimineață. N-am să mă călugăresc, vreau să știu că trec prin viață. Am iubit și am să iubesc, cred că asta-i legea firii. Râd, omule, și trăiesc doar la flacăra iubirii. Am iubit și am să iubesc, jur, în orice dimineață. N-am să mă călugăresc, vreau să știu că trec prin viață. Am iubit și am să iubesc, păcat ca să poftesc, când e viața cu dulceață. Frumos, doamne, ce să zici? Acum poftă bună la cafea, Maria și lui Bebe. Telefonul dă-mi-l. Alo? Alo, bună, bună, bună. Vă ascult, ziceți? Alo, bună, bună. Da. Mă aud, bună, bună. Vă aud foarte bine, dați-vă televizorul mai încet. Vreau și eu cântare. Dați televizorul încet, că altfel nu ne înțelegem. Merge cu părută ieri. Nu ne putem înțelege. Nu vă dați televizorul mai încet? Renunț. Că
acum, încet acum, stai așa, dă-l încet, că altfel e ca în Parlament. Tu vorbești toți odată, știți? Asta e. Nu, și acum vă aud. Nu e bine, că dumneata stai cu urechea acolo. Acum, da, ziceți. Da, e bine? Nu e bine. Acum e bine, ce? Oprește televizorul. Acum, ziceți. Așa, că, domnule, dacă nu ne înțelegem, hai de capul, stați un pic să-mi pun ochelarii, tara, am rămas cu refrenul doamnei. Ana Metea, sunt bucuroasă că v-am găsit, domnule Sergiu. Mulțumesc, mulțumesc. Așa, doresc o dedicație în memoria mamei mele, când 25 noiembrie este Sfânta Ecaterina. Doresc melodia Ecaterina, nu. Cu aia, știu care, cum adică, a murit mama și da, Ecaterina, vedetea. Fason, noi nu dăm așa ceva, dar o să dăm un cântec frumos, bine, acolo către Iași, sunteți din podul Iloaie, da? Iași. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunt Elena Stighe, formație. Da! Mă numesc doamna Cunea Cornelia. Așa, eu sunt domnul Sergiu Vaida, ziceți, da? Da, aș dori și eu o piesă. O piesă bună, da? Da, bine, mulțumesc, hai că vine o piesă, chiar că vine o piesă bună cântată și de o interpretă frumoasă, doamnă. Bine, mulțumesc, stai că începuse să citesc de aici. Ana Cariga, ești tare, domnule Sergiu, tare zău. Păcat că se uită prea repede valoarea acestei țări, dumneavoastră ne-a adus aminte. Mă doare sufletul că noi am crescut cu muzica și ea ne-a ținut chiar și loc de mâncare. Cine iubește frumosul nu poate trăi fără toate astea. Așa este. Aurel Stirb, vă felicit și mă bucur fiecare duminică neîncântați din Zalău. Bun cât e ceasul. Oameni buni, ia ascultați, vă trimitem și noi un dar și spre Maria Dragomirului și Bebe Mihu și spre toți ce se uită la noi, tuturor sărbătoriților. Hai! Că nu știm de aste mâine cât o să trăim. Dragi prieteni, sus paharul să ne veselim. Că nu știm de aste mâine cât o să trăim. Am făcut bune și rele, ne-am mâncat amarul. Nu știu ce ne așteaptă în viață să închinăm paharul. Ești tânăr și frumos, mai ești și bogat. Mâine te trezești moș, slăbu și vidat. Azi ești tânăr și frumos, mai ești și bogat. Mâine te trezești moș, slăbu și vidat. A făcut bune și rele, ne-a mâncat amarul. Și cine așteaptă în viață să vină paharul. Dar aș vrea să trăiesc mult, măi omule măi, că-mi e bine de pământ, măi omule măi. Și n-aș vrea să mor de grabă, măi omule măi, că acum e viața dragă, măi omule măi. A făcut bune și rele, ne-a mâncat amarul. Nu știu ce ne așteaptă în viață, să închinăm paharul. A făcut bune și rele, ne-a mâncat amarul. Nu știu ce ne așteaptă în viață, să închinăm paharul. Alo? Hai cu telefon. Alo? Uite, zice, vă salut. Alo? Vă salută un bârsăoan, din Bârsău de sus, de jos, plecat departe. Dorim și colinde. Leontin Borșe, o să vă săturați că începem colindele. Să mulțumim sponsorului.
restaurantul Chios din Cluj. Că fără el nu făceam emisiunea asta. Bine. Alo? Alo? Da. Bună ziua, din țara Vașului, vă deranjez, domnul Sergiu. Da, vă ascult. Aș dori o melodie cu dumneavoastră și cu nănașii, la Pangalița. Băi, uite, să știi că o să o dau. O să o dau. Asta nu am pregătită, dar o să o dau. Bine? Nu am văzut-o de mult. O dăm acum, mai ales că se și îmbucă, se potrivește, cum se zice, da. Da, 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 da. De unde ne sunt? Din Negrești? Bixat? De unde? Din Bixat. Din Bixat. Bine, mulțumim frumos. E, oameni buni, eu vă spun aici, stai să-i mai citesc, că m-a rugat cineva, băi, să nu mă fac de râs, să nu mă fac de râs. A, stai așa, Daniel Rodica, Daniela. Rodica, Daniel, Daniela, e lucru bun aici. Nepotul meu, Vlad Mihai Rință, împlinește 16 ani, este elev la liceul militar din Alba Iulia. Tu și unchiul din Deva ai trimit. Oameni buni, acum trimit un cântec înspre toate doamnele, femeile și toate. Să nu zic că ele mare lucru. Domnule, nu că toate sistețe și iubărețe. Deci eu fac pace. Azi pentru femei fac pace. Data viitoare o să mă pun bine și cu bărbații. Bine. Cea care cântă este Adina Roșca, era atâta, era creștetul cât masa când a fost la mine la emisiune. Acum este o doamnă în toată puterea. O cunoașteți? Ia ascultați textul! Dacă nu vă place, nu am ce vă face. Hai! Tu te
ajunserăm spre final. Câteva informațiuni. Așadar, numărul de telefon rămâne același, nu putem pune două cum i-ați cerut, că ne mai încurcăm. Lăsați unul, e bun, ăla. Puteți să ne accesați pe Facebook, ați văzut. Avem adrese pentru dedicații, vinevaida@gmail.com, da? aron@gmail.com, da? Puteți scrie și acolo, vine Vaida, vine Clujul. Este și Vaida, mi se pare. Bun, deci vine Clujul. Aia, cum ziceți dumneavoastră, au ăla cu codiță, coadă de maimuță, că n-am cum să vă spun mai popular, gmail.com. Atenție, și telefonul pentru relații. Nu l-am dat niciodată. E telefonul nostru, 0745691757. Data viitoare o să vi-l afișăm. Deci, ca să înțelegeți, ca să nu ne... Cum puteți veni la filmări, ca... Dar, liniștit, nu vă speriați că sunteți din Dobrogea, de fapt știți. Nu am treabă că sunteți din Dobrogea sau că sunteți din Iași. Sau din Timișoara. Nu avem împărțel de asta. Bine? Așa. Emisiunea în reluare la noapte, la ora 3, pe TVR 3 și după aia pe Cluj, nu mai știu. Și vă uitați pe YouTube. V-am pupat. Am ajuns la final. Vorba lui Al Pacino. Pe mine mă puteți găsi tot acolo unde eram când nu m-ați căutat. Așa. Vă pup. Rămâneți fericiți. Nu fiți supărați. Și mai ales, țineți minte, suntem noi săraci, dar nu suntem proști. La bună vedere!